Frumoșilor, începem această ediție de Starbuck cu un avertisment de cod galben. Cod galben de vedete. Get it? Avem un Give Me 5 dedicat hip-hopului, avem un super eveniment din Delta și tot felul de vedete peste vedete în cadrul unei petreceri de mare angajament în București. Chiar acum, la Starbuck. Acum! Nu știu cum s-a nimerit, dar de această dată pentru Blitz News am selectat numai știri pe genul în astfel de situații, numai în locul lor să nu fii. Vedeți imediat despre ce este vorba. Jennifer Lopez înșelată cu un bărbat. J.Lo își răsfață boy toy-ul în toate modurile posibile, însă Casper se pare că își dorește doar să fie lângă iubitul lui secret. Toată lumea a început cu vai, ce ghinion pe săraca fată. Ghinion, da. Când iubitul tău dansează lacul lebedelor mai bine ca tine, n-ar trebui să verifici dacă îți lipsesc niște pantofi cu toc? Facebook a cumpărat face.com. Vezi cum o să ne revoluționeze internetul. Este vorba despre un program de recunoaștere facială și de identificare a persoanelor din fotografii. Așteptăm cu interes și aplicația de chip în creier. Doi iubiți ai Rihannei s-au bătut într-un club. Chris Brown i-a trimis o sticlă de șampanie lui Drake, care se pare că ar avea treabă cu Rihanna mai mult decât profesional. Cum tupeul se plătește, Drake i-a dat pălitura de osândă lui Chris, care și-a mai și postat pe Twitter leziunile faciale. Cam cât de prost să fii. Uite atât! Woody Allen a fost luat la mișto de către fiul său, Ronan, pe Twitter. Acesta i-a urat. La mulți ani de ziua tatălui, sau după cum se spune în familia mea, la mulți ani de ziua cumnatului. Atunci când te însori cu propria fică, fie ea chiar și adoptivă, ciocumic și joc de glezne. În cadrul unui eveniment cât se poate de canicular, eveniment ce a avut loc în capitală și bine, pe cât de fierbinte, pe atât de glossy și încărcat de vedete, noi am avut ocazia să stăm de vorbă și să aflăm ce părere au despre viața colorată și bineînțeles viața în vacanță. Ce faci? Uite și pe... ce să fac? Am venit ca toată lumea bună să etalez rochia de acum 400 de ani și să văd cine mai vine, să văd cine are microfonul și deci cine are pâinea și cuțit. Având în vedere tema petrecerii, care e culoarea ta preferată? Culoarea mea preferată este roz, verde, albastru, în funcție de perioade, știi? Dar aș spune că așa pe de-a întregul e siclam. De ce? Pentru că ea conține un ansamblu de culori, ea este ceea ce presupune sentiment, poveste, circulatul în trafic, mersul cu mașina și, nu uitați, piftia. Nu se vede? Portocaliu, musai sau corai. Îmi place foarte mult, sunt și bronzată, că am venit din Turcia, am avut niște concerte în Turcia cu Morandi și numai bine mi-a prins și bronzul și culoarea asta. Vara asta îmi plac toate culorile. Vara asta m-am îndrăgostit foarte mult de galben. Am revenit la o veche pasiune de-a mea. Când eram mică, galben era culoarea mea favorită. Și vara asta m-am îndrăgostit de galben sub orice formă. Lemon, neon, simplu, pur și simplu galben. Roșu. Dar în general îmi plac toate culorile. Îmi plac culorile. Roșu. Că exprimă pasiune și sincer, culoarea mea preferată e blămarin, dar n-aveam nicio rochie blămarin demnă de această petrecere, așa că am ales-o pe asta care avea un pic de roșu. Verde, bleu, galben. Pentru că mă simt veselă în ele când le port. Păi chiar și rochia pe care o port în seara asta și pentru care îi mulțumesc lui Kingo Varga, un mov așa de, nu chiar de
foarte cireașă, e superbă rochia și îmi place mobul foarte mult. Îmi place și negru, deși știu că nu e o culoare, nudul îmi place și roșul uneori în anumite situații. My favorite color, as you can see, is Liwa. I don't know, maybe because it makes me happy, gives me positive energy, and I just feel it, I like it. O să mărturisesc acum că am petrecut 4 zile cu Gianina în Delta, la un eveniment, așa că urmează să o întreb. Ai care... zis că nu spui nimic, așa ai zis. Dă-mă palmă. Care e vacanța ta preferată? Vacanța? Din ce am petrecut sau unde mi-ar plăce? Din ce am petrecut, vacanța mea preferată este la Năvodar. La Năvodar, când era tabără internațională, era grozav și alergam dintr-un pavilion într-altul, de la delfin la ultramarin, nu mai știu cum se numeau exact, albatros, delfin. Am avut cea mai frumoasă vacanță, a fost luna de miere în Playa del Carmen, în Mexic. Pe bune! Cancun. Cancun. Acum 2 ani de zile, când am fost, așa m-am hotărât de pe o zi pe alta să plec la Paris și acolo m-am îndrăgostit. Maybe my favorite place is Greece and tell me why, because it's got amazing ancient history. Mărturisesc că printre favoritele mele se află prima vacanță pe care am petrecut-o cu soțul meu în Portugalia. Mi-a plăcut foarte mult în Corsica și mi-a plăcut foarte mult la Biarritz. Amândouă sunt două locuri unde natura este extraordinară, adică au reușit să facă în așa fel încât tot ceea ce înseamnă turism să nu strice frumusețea naturii. Mai ceva decât Arnold Schwarzenegger în Terminator, Hip Hop is back. Și de această dată îi salutăm pe tovarășii rapperi în cadrul unui Give Me 5 Hip Hop. Am fost peste tot, în anii ce au trecut. Am făcut ce am vrut, în anii ce au trecut. Am rămas la fel, în anii ce au trecut. Tot aici, niciodată n-am plecat, niciodată. Au demonstrat că nu fac piese care să reziste câteva luni și că merită așteptați de fiecare dată munca, deci muzica lor, rezistând testului timpului. Uzi, Kedi și Tataie rămân B.U.G. Mafia. B.U.G. Mafia înseamnă practic istoria, dacă vrei, a hip-hopului din România, istoria adevărată a hip-hopului din România. Indiferent că faci hip-hop sau faci orice gen muzical, e important să știi cărui public te adresezi odată și publicul ăla să reziste și la rândul lui în timp, știi, ca să vină după tine sau să, mă rog, să te urmărească de-a lungul timpului. Lumea în 2012, puștani de până în 20 de ani, încă mai ascultă piesele lor vechi. După o pauză de aproape 8 ani, B.U.G. Mafia a revenit cu albumul Înapoi în viitor, extrem de bine primit. Secretul lor? O armadă de fani care le este alături live sau în spațiul virtual, compatibilitate creativă între membrii trupei și faptul că sunt deja o familie. Nici tentațiile, nici banii nu au reușit să-i despartă pe Uzi, Kedi și Tataie. Uite, asta e o chestie interesantă. Albumul ăsta, practic, e un album independent, scos de ei, lansat de ei pe site-ul lor și, în plus, a fost dat la download pentru toți cei care se înscriu pe site-ul lor. Deci, practic, cu ocazia asta au văzut și numărul de fani interesați în mod direct de ce fac ei și de albumul nou, evident. Eu aici am niște comentarii și nu prea sunt de acord cu ceea ce spui. Albumul lor n-a fost rău. Ăsta scos acum un an jumate sau ceva de genul ăsta. N-a fost foarte rău. Din nefericire, B.U.G. Mafia au rămas blocați, dacă vrei, în trecut, la capitolul versuri, la capitolul mesaj, la capitolul multe, inclusiv la capitolul imagine. Sunt de apreciat nu numai datorită faptului că s-au menținut atâta timp pe piață, ci și pentru că sunt printre promotorii muzicii hip-hop în România. Au un mesaj de nefericire foarte agresiv în continuare, lucru care pentru anul ăsta în care trăim trebuie să fie un picuț mai domol, dacă vrei, un picuț mai colorat, mai rotund, mai poetic, dacă vrei. Iar B.U.G. Mafia au rămas acolo, din nefericire. După blocurile
zile gri. Stăm noi majoritatea să mai înalte la șosea, să nu se vadă foamea, să nu se vadă băieții care prostesc pe proști. Pentru băieți, perspectivele par chiar mai luminoase decât în anii 90. N-au șefi, deci pot face ce vor, cum vor, când vor. Dacă lucrurile se leagă, vor veni pe piață cu propriul brand de haine și chiar cu un reality show. Nu, n-au luat-o razna. Emisiunea intenționează să arate culise și studiouri, nu dormitoare. Nu știu, sincer, nu că vreau să fiu răutăcios, nu știu, sincer, dacă un brand de haine îi va putea readuce pe firmament, nu știu exact dacă un brand muzical îi va putea readuce pe firmament, nu știu dacă ei, mergând în continuare la fel, vor putea să rămână aceeași B&G Mafia, în condițiile în care, să nu uităm că B&G Mafia nu mai stau de mult în Pantelimon. Da, foarte interesantă intenția lor cu hainele, având în vedere că au foarte mulți fani. Cred că se vor bucura de vânzări neașteptate. E o altă investiție care sper să merite, pentru că, exact cum spuneam mai devreme, cu siguranță au oameni care sunt interesați de așa ceva. N-avem nevoie de viză ca să cucerim vestul. Noi avem barbă restul. Suntem aia care l-am pierdut pe Ceaușescu. Când poliția ne doară, ne știm bine textul. Chiar dacă a lăsat mesajele sociale virulente în favoarea unor teme mai mondene, Puia a renăscut din cenușa trupei La Familia, direct în heavy rotation, peste tot. E un tip care și-a dat seama ce trebuie să facă ca să iasă la suprafață. Și referitor și la Puia și la Guess Who, e bine că ușor-ușor se structurează un nucleu al hip-hopului mainstream în România. Când vorbim despre Puia lui 2012, nu vorbim de Puia La Familia. Nu mai vorbim de același stil muzical. El generic este numit hip-hop. Puia nu cântă hip-hop, oricât mi-ar sări fanii în cap în momentul de față și chiar Puia. Puia nu mai cântă un hip-hop, cel puțin piesele care au fost pe radio, ăla nu este hip-hop. Cred că totul a plecat de la piesa Undeva în Balcani cu George Hora. Anul acesta, Puia a lansat videoclipul primei piese de pe un viitor mixtape. Este vorba despre Nimic nu e nou. Melodia este realizată în totalitate de către rapper, chiar în memoria propriului frate, pierdut recent în mod tragic, din păcate. Piesa a ajuns și peste ocean, existând deja cover-uri după ea pe net. Asta cu mixtape-urile e foarte tare ideea. De ce? Pentru că mixtape-urile scot, dacă vrei, un picuț mai bine în evidență calitățile de rapper, să zicem, ale unui artist din România. Am ascultat piesa, am vizionat și clipul, îmi place foarte mult. Are o atitudine extrem de simplă și de naturală. Dacă e să extrapolez un pic, Puia a avut multe piese cu mesaje sociale, pe lângă piesele, hai zic, de club, știi, cu sus pe bar și așa mai departe, cu fetele să le țină. Deci nu poți să zici că s-a canalizat numai către o anumită zonă. De când cu revenirea, Puia este foarte ocupat cu ținerea fetelor sus pe bar, la concerte și a fanilor în priză la propriu. Extrem de activ pe net, Puia le promite pe site-ul oficial filmări inedite și chiar piese nemai ascultate. Asta este foarte bine, plus că el are o fetiță. Așa, și poate și chestia asta l-a schimbat, zic eu, într-un sens în care, știi, vezi lucrurile un pic mai diferit în momentul în care ai un copil. Este foarte bine că ține legătura și cu fanii pe Facebook, că este activ pe net. Hip-hop în România are un public fidel, are un public foarte puternic, are un public fanatic, aș putea spune, și chiar dacă Puia, de exemplu, n-ar putea să umple, nu știu, National Arena, de exemplu, cu un concert exclusiv Puia, el poate să umple, nu știu, locații de 2.000, 3.000, 4.000, poate 5.000 de oameni care vin și totul pentru hip-hop. Câte căzături sunt dur, cam câte bucuri și cât în jur, la câte lucruri poftești din jur și e sigur că n-ai destul, dar nu-i nimic, se consola de mic. A reușit o performanță imposibilă în ciuda deștepților care decid ce piese trebuie să ascultăm noi la radio. Locul potrivit a fost una dintre cele mai difuzate piese mainstream, fapt întâlnit mai răruț în cazul creațiilor hip-hop românești. Locul potrivit nu este hip-hop.
nu știu, ia-o pop R&B, ia-o cum vrei să o iei, dar el nu este hip-hop. Păi este exact ce spuneam mai devreme. Ușor, ușor, un nucleu mainstream se sedimentează, se creează în hip-hopul românesc, ceea ce eu zic că e bine, pentru că totdeauna nu toată lumea poate să facă, sau nici nu trebuie să facă toată lumea același lucru, știi? Toți să facă numai piesă de altă. Însă Guess Who este o surpriză foarte, foarte faină pentru industria muzicală românească, pentru că are o voce foarte faină, are o voce foarte caldă, foarte rotundă și poate că este una dintre cele mai calde voci, dacă vrei, în hip-hopul din România. Guess Who are atât de multe concerte încât de multe ori nu știe ce zi e, nopțile fiind oricum dedicate scenei și studioului de înregistrări. Se pare însă că boemia și mâncarea de la fast food îi priesc, pentru că inspirația vine, Facebook-ul crește și numărul cântărilor de asemenea. Din punctul ăsta de vedere, Guess Who cred că este pe primul loc în momentul de față la capitolul awareness, la capitolul plăcere, hai să spunem așa. Bă, nu știu cum mâncarea de la fast food, nu știu cum e, eu m-am întâlnit cu el în Italia. Nu prea arăta ca și cum ar mânca de la fast food, dar na. Fanii de hip-hop sunt foarte activi, ba mai mult decât atât, discutam cu cineva implicat în industria muzicală, în special în genul ăsta hip-hop, și spunea că există oameni, există fani de hip-hop, există fani de Guess Who, care umblă după Guess Who pur și simplu la concertele pe care artistul le are în diferite locații din țară. Guess Who a realizat chiar și un pictorial într-o revistă Glossy. Deși se întâmplă să fie hulit pentru astfel de manifestări cu minți, rapperul vrea să demonstreze că poți face hip-hop și la noi, cu Papion, în jurături lipsă și difuzări la fel de multe câte au piesele bumții-bumții dance-pop. Artistul, indiferent, cântă hip-hop, cântă bumții-bumții, cântă ce vrei tu să cânte, artistul este un produs de marketing. El trebuie să aibă o imagine. Ori nu poți să ai, nu știu, 10 trupe hip-hop care tot să arate la fel. Fetele mai cumpără și reviste Glossy. De ce? Ca să-l vadă pe Laur. Trebuie să fii un trendsetter până la urmă la capitolul imagine. Ai niște fani care te urmează până la urmă. Respect. Vine vara, bine-mi pare că mă duc din nou la mare. Yeah, yeah! Publicitate!